Să vedem acum săgetătorul. Ei, eh, săgetătorul săptămâna următoare are o săptămână în care efectiv nu vrea să fie deranjat. Intră undeva într-o aură de, de mister, se învăluie într-o aură din asta de mister și nu vrea să mai comunice cu nimeni. De ce? Are o mulțime de gânduri, are multe frământări și întotdeauna, cum se știe foarte bine, această zodie, E cu tripla protecție divină și preferă ca el să fie cu Dumnezeu, să asculte, să vorbească în gând sau chiar în șoaptă, dar să nu fie deranjat. Așa că dacă aveți în familie un membru care este reprezentantul Zodii Săgetătorului și îl vedeți că nu are chef să vorbească cu dumneavoastră, nu-l deranjați lăsați-le oferiți timpul și spațiu necesar ca să fie el cu el și cu Dumnezeu. Da? E cel mai bun sfat. Pentru că în alte condiții a deranja pe cineva când are nevoie de o rugăciune sau o meditație sau un, eu știu, un dialog cu forța divină, cred că nici dumneavoastră nu v-ar conveni să fiți în pielea lui. Cu alte cuvinte, aveți grijă și cereți tot ce vă interesează pentru că de multe ori dacă nu le primiți în scris sau vorbit le primiți în vis și e rezolvarea vă vine și de acolo